Foarte interesant. S-ar fi foarte interesant, acum după experiență de 3 ani, ca oamenii să afle ce se întâmplă acolo, înăuntru. Asta într-o carte viitoare și să așteptăm nerăbdătoare acest lucru. Deci am înțeles că avem o continuitate pe plan extern și asta este foarte bine. Roadele încep să apară pentru orientarea noastră clară și exactă pentru Occident și valorile economiei de piață, indiferent ce preț plătim pe termen scurt, înțeleg acest lucru. Și cred că dacă translația de la 3,3 miliarde de ECU în dolari e bună și avantajoasă, înțeleg că vin și niște bani. Eu tot ca mama discut. Păi, asta e problema. Asta e problema. Nu, e un punct de vedere, să știți, e un punct de vedere foarte corect. Pentru că până la urmă gestiunea unui stat este cea a unei familii. Și această idee de a pleca nu de la producția pe cap de locuitor, cum ne obișnuise Ceaușescu, ci de a pleca de la ce se întâmplă și cum vede un om obișnuit sau o familie, este singurul mod în care poți să faci politică adevărată și politică de stat. Ceea ce vreau să vă spun și întrebarea e foarte corectă. Românii au fost obișnuiți, asta a fost soarta lor, să plătească mereu și să primească foarte puțin. Asta i-a învățat și să mai înșele, să mai spună ceva deoparte. A fost un fel de trafic așa, pe care l-au făcut cu soarta și cu destinul. În momentul de față există toate premisele să schimbăm, nu a spune atât numai politica, nu numai economia, care n-am... Să schimbăm psihologia noastră. Pentru că în momentul de față, așa cum vă spuneam, nu mai suntem victimele unui complot modern. Începem să primim. Deci Uniunea Europeană este prima structură de imperiu, dacă doriți. Dar nu-i periculos nu să ne învățăm cu altceva, să tot așteptăm ca niște vrăbiuțe în cui să primim și cum se zice pe aici că trebuie sau nu să impozităm dobânzile bancare pentru că ar veni dintr-un venit nemuncit. Nu dezvoltăm o altă mentalitate periculoasă la nivelul... Tocmai asta este problema. Pentru că Uniunea Europeană ți-a deschis calea, dar trebuie să te conformezi regulilor ei. Deci aici nu merge. Am înțeles. Hai să ne aranjăm, hai să zicem că am făcut... Dacă începem să luăm iarăși faxuri și telefoane și secretare pentru șefia asta OSCE-ului și să cheltuim banii aiurea, atunci probabil că dacă nu cunosc cum se dispersează, cum se folosesc acești bani, în sfârșit o să vedem. Acum să ne întoarcem la lucruri mai toate vechi și nouă toate, ca să zic așa, și bineînțeles că trebuie să discutăm și despre aceste lucruri. Așa cum suntem obișnuiți noi cetățenii și o să învățăm asta și întrebarea e până când o să tot învățăm pe pielea noastră, acceptăm că într-o campanie electorală se fac promisiuni. Acceptăm că după 40-50 de ani de comunism, dumneavoastră, cei care ați optat pentru politică, n-ați venit dintr-un sistem, dintr-o tradiție, dintr-o cultură politică, unor doctrine și așa mai departe, și dumneavoastră învățați niște lucruri exersându-le chiar. Înțeleg, deci, că se fac tot felul de promisiuni, o fac candidații la președinție în America, o fac candidații în Anglia, o fac candidații în Franța, în Germania. Așa se joacă jocul. Promiți niște lucruri în campanie electorală, electoratul zice, cântărește și atunci optează. Se uită ușor în momentul de față că și pe DSR-ul 92 a câștigat promițând niște lucruri, 1 milion de locuri de muncă pentru tineri, eradicarea șomajului și așa mai departe. Lucruri care nu s-au îndeplinit. După părerea mea, ca neanalist politic, ascensiunea acestei părți a eșichelui politic în sondaj este din cauza că promisiunile coaliției sau convenției nu s-au împlinit. Și aici, pentru mine, ca martor la politica din țara mea, e ceva uluitor. Deci, până acum,
Și Convenția a câștigat datorită că ei n-au realizat promisiunile și ei câștigă procente în sondaje pentru că și dumneavoastră nu ați îndeplinit toate promisiunile. Ne aducem aminte cu toții de momentul balconului, care a devenit clasic așa. Deci cetățenii discută de două, trei lucruri. Dom'le, în momentul ăla, candidatul Convenției a spus niște lucruri și dumneavoastră trebuie să ne lămuriți pe noi. Le-ați conceput dumneavoastră, sunt mai mulți responsabili. Lămuriți-ne și pe noi cine este președintele și acum îl depersonalizăm. Iliescu, Constantinescu și cine o să fie peste 10-20 de ani. Ce scrie în Constituție? Că noi nu o citim cetățenii, deși ar trebui. Ce poate el să facă? Ce trebuie să facă? Cine este responsabil de nivelul de trai? Ce puteți face noastră? Puteți să dați butelii, puteți să dați apartamente, puteți să alinați doar suferința, puteți să luați decizii economice, puteți să luați decizii sociale, puteți să trageți la răspundere manager sau puteți să negociați direct cu sindicatele, pentru că în folclorul ăsta pe care și eu îl practic aici la chestiunea zilei și am făcut destule satiră pe acest aspect, în esență noi ținem minte câteva lucruri. Deci, că guvernanții se vor sacrifica și poporul nu va mai suferi de foame și de frig, că sunt 15.000 de specialiști, că domnul Ciorbea va veni cu un pachet de 80 de legi care neapărat vor scoate România din necaz, și toate astea în 200 de zile. Cam atât am înțeles noi, ne-a plăcut și am zis, domne, hai să vedem cum o fi și chestia asta. Bineînțeles că lucrurile n-au putut fi îndeplinite și eu cred aici că nimeni niciodată din ceea ce a promis în campania electorală n-a putut realiza. Eu mă cred că e momentul unei maxime sincerități pentru că altceva nu poate să fie benefic pentru noi. Deci, repet, trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna cine este, de ce România a optat pentru această separație a puterilor în stat de acest tip. Președintele nostru poate să demită guvernul, poate să demită primul ministru, poate să dizolve parlamentul și așa mai departe. Ați obținut pentru că la noi după 2000 de ani toată lumea se uită spre vodă. Că a fost Burevista, că a fost Decebal, că a fost Ștefan cel Mare, toată lumea a zis păi președintele trebuie să ne dea. Președintele e vinovat. Președintele, de ce strigă sindicatele? De ce strigă studenții? Asta nu înțeleg eu. Din puțina mea cultură politică înțeleg că dumneavoastră nu puteți să dați butelii și să, nici măcar nu puteți să-l demiteți pe primul ministru. Ați aruncat atâtea probleme importante pe masă încât mă întreb dacă... M-am răcorit puțin, adică... Am voie și eu să mă răcoresc? Vă rog frumos. I-aș cerut domnului Sârbu să prelungească emisiunea. Suc pentru domnul președinte. avem de discutat acum pentru 24 de ore. Da, să încercăm în câteva minute și o să încerc. De ce toată lumea zice Constantinescu? Domne, pentru că dumneavoastră pierdeți în sondaje. Dumneavoastră purtați vina și pentru că guvernul ăsta... E infernal probabil să ai o coaliție în țară. Dumneavoastră, de ce toată lumea se întoarce cu fața la Cotroceni și președintele e vinovat, indiferent cine e el? Nu partidele, nu guvernele, nu parlamentul. Nu stă nimeni să socotească câte sute de zile stă o lege esențială în parlament. De exemplu. Asta e cheia problemei. Și dacă dacă ați spus, ați vrut un moment de sinceritate, păi hai să dăm, sinceritate. A fost unul poetic la început. Hai să dăm sinceritate. Cheia problemei este tot de natură psihologică. De fapt, românii, nu numai românii, dar românii în special, pentru că aici trăim în România, toți suntem și avem aceeași mentalitate, își aleg un președinte în primul rând ca să-i paseze responsabilitatea. Deci asta este cheia problemei. Își aleg un șef ca să-și delege responsabilitatea și apoi să existe un vinovat pentru toate nerealizările care apar sau care nu apar la o persoană, la un grup, la o colectivitate. Ori în această perioadă de tranziție apar foarte multe nerealizări și este foarte comod să ai un președinte căruia să-i împingi, să-l faci mandatarul tuturor nereușitelor. Ar fi foarte simplu însă să fie numai așa și nu este corect. Corect este un alt lucru.
Când am lansat, deci eu sunt responsabil pentru tot, ca să lămurim problema de la început, eu mă simt responsabil și îmi asum, fiindcă cineva trebuie să-și asume responsabilitatea pentru tot ceea ce nu merge. Ca să terminăm această problemă. Pentru că este o responsabilitate morală. Nu este o responsabilitate legală, pentru că nu am aceste atribuții. Nu este o responsabilitate politică, pentru că nu am mecanismele politice. Dar este o responsabilitate morală. Ar fi foarte simplu pentru mine să pun problema în termenii legalității. Ce înseamnă un contract? Un contract înseamnă o obligație, obligații reciproce între două părți. Unul dă ceva, celălalt dă altceva. Da. Când eu am vrut această idee de contract, la români nu există. Este cea mai depărtată de noi. Ideea este că dacă fac o înțelegere cu cineva, ce iau eu de la el? De ce ați optat pentru sintagma aia? Vă spun de ce. Ideea noastră este, domnule, ce câștig eu din chestia asta? Dacă pot să-l păcălesc pe ăsta? Și ideea mea a fost, nu idee, am preluat o idee din America. Deci a fost făcut acel contract, tot pe 200 de zile, în care Partidul Republican își asuma niște lucruri foarte precise, pe care le-am deplinit parțial. Dar am încercat ideea de contract să o pun. Dom'le, iată ce îți propunem noi, dacă ne alegi, noi ne obligăm să facem acest lucru, dacă nu, nu. Și eu am umblat mult, în vremea aceea umblat mult în țară, cred că am mai povestit toată la televiziune acest lucru, la Craiova era o sală imensă. Și s-a lansat ideea, vorbeam despre contractul cu România. Și la un moment dat un oltean așa se ridică, era dialogul liber, și mă întreabă, zice, domnul profesor, îmi zicea, zice, domnul profesor, zice, da, dacă nu obțineți 51% din voturi, că am spus clar, astea sunt condiții ca să guverneze, asta e un program pentru guvern, da, și pentru parlament, eu am alt program, am avut program acum pentru România, o să revin la acest lucru, și el este valabil dacă se câștigă majoritatea parlamentară să face un guvern, 51%. Ați câștigat. Și olteanul mă întreabă, olteanul ridică așa o mână, zice, domnul profesor, da, dacă nu vă alegem, nu obțineți 51% la vot, mai îndepliniți contractul? Nu, i-am răspuns eu. Și m-am uitat în coadă și am zis, domnule, nu. Pentru că trebuie să ne obișnim odată că dacă tu nu faci ceva, nu poți să pretinzi. Deci, după aia mi-am dat seama că... Și realitatea care a fost? Eu am vorbeam în numele unei coaliții, care n-a câștigat alegerile. Iar eu în turul 1, când m-am prezentat cu alegerile, asta uite toată lumea, în 3 noiembrie, eu am pierdut alegerile. În 3 noiembrie? Da, domnul Iliescu l-a câștigat. Domnul Iliescu a fost pe locul 1 și eu am fost pe locul 2. Deci eu nu am câștigat în 3 noiembrie când mi s-a pus alegerile. Nu, mi-aduc aminte că eram mic. Păi nu vă mai aduceți aminte că eu le-am pierdut. Nu le-am pierdut numai în sondaje de opinie. Din cauza acelora și indeciși care și acum nu s-au pronunțat. Și au avut timp 2 săptămâni să citească. Da, mi-a spus că spectatorii devin alegători, unor alegătorii devin spectatori. E mișto de tot, uite, în 2 săptămâni, în 200 de zile, pardon. Aș vrea să nu ne depărtăm, pentru că dacă aș pune problema în această manieră, nu ne-ați votat, deci nu avem nicio obligație pentru contract, ar fi cinic. Ori cinismul în politică este lucru cel mai rău. Pentru că oamenii nici nu l-au citit majoritatea. Deci vă spun acum al doilea lucru. El a fost făcut în mare parte, eu am lucrat la el. Și fiind jurist, am fost... E adevărat că nu l-au citit, dar adversarii dumneavoastră din campanie strigau pe străzi. Auzi ce zic ăștia, că în 200 de zile, deci v-au popularizat programul, ca să zic așa. Așa a fost atunci. Cine știa să citească de acolo. Exact, asta. Să știți că... E foarte interesant că lucrurile cele mai serioase se discută în emisiunile umoristice și, pe bună dreptate, concetățeanul domnului Clinton, prietenul dumneavoastră, Mark Twain, spunea că râsul se naște din durere. Scuză plânsul. Nu, nu, nu. Râsul e foarte important. Râsul se naște din durere, nu din fericire, pentru că în rai e foarte plicticos. Dar nu e emisiune de umor, e o emisiune care a izvorât din spiritualitatea poporului român. Nu e... Da. Dacă eram neamț, făceam o emisiune despre șuruburi și relația secretă între ele. Și revenind la acest lucru, pentru că ideea asta chiar nu vreau să o pierd, ar fi cinic dacă aș pune problema așa. Contractul cu România, de fapt, prevedea un termen de 200 de zile pentru niște lucruri care însemnau introducerea unor legi în Parlament. Nici votarea. Se vor introduce în Parlament aceste legi.
Oamenii nu le-au citit așa. Nu le-au citit deloc. Probabil. L-ați citit contractul cu România? Am citit acolo când ea moare și el pleacă militar. Dacă aș face... Vreau să spun că dacă odată o să vă apucați de politică, ați avut o observație care n-au făcut-o niciunul dintre cei care sunt partide politici acum la putere, pentru că, într-adevăr, contractul l-au popularizat adversarii. Și cred că nici de aici nu l-au citit. Nu l-au citit foarte mulți, pentru că în contract se vor introduce niște legi. Dar eu revin și asta e ideea care nu vreau să o las să scape. Așa a fost. Dar ar fi foarte cinic să spui, domnule, să scot contractul de aici, iată ce spun eu. În 200 zile se va introduce această lege în Parlament. Eu n-am spus că legea va fi chiar votată, eu n-am spus că vei obține aceste lucruri. Nu-i normal. Pentru că oamenii te-au ales... Dar ați promis niște miracole irealizabile. Nu le-am promis. Asta este problema. Nu le-am promis, domnul Călinescu, deci nu s-au promis miracole, s-au făcut niște propuneri foarte concrete, dar oamenii au luat iluziile lor. Dar ceea ce vreau eu să spun este că ei au votat pentru aceste iluzii și aceste iluzii ale oamenilor trebuie respectate. Deci eu n-am voie, lăsați-mă să duc până la capăt lucrul ăsta, că e chiar important. Păi eu vă las să duceți până la anul ăla, că totul deci la capăt. Spun, eu vreau să spun că mă simt responsabil pentru iluziile oamenilor. Asta e problema. Asta este foarte important. Importantă sinceritatea noastră în acest aspect. Dar dumneavoastră, vedem și noi în filme candidatul cu Paul Newman, cu Redford, cu aia. Dom'le, îi cheamă pe aia, îi beștelește. Dom'le, eu am arătat într-un fel, am venit, m-am îmbrăcat cum mi-ați spus, mi-am dat părul într-o parte, am câștigat. Dar voi credeți că eu sunt specialist în economie, în sport, în militarie, n-aia. Îl poți face foarte ușor pe un președinte să pară ridicol. Îl poți face foarte ușor pe un președinte dacă îi lași ușa deschisă la dormitor, nu? Cum pățeau împărații români. Dar dumneavoastră nu vă certați cu colegii de convenție? Dom'le, eu de ce am câștigat? Ca dumneavoastră acum să vă certați pe un parlament pe păsările cântătoare cu pene colorate? Pupăm icoane sau nu pupăm icoane? Domnul Diaculescu, dar dumneata n-ai promis, domne, că nu umbli decât în mașini românești? Să scoatem asta de... Deci, cum să spun, v-au separat în stat, v-au închis la Cotroceni și gata. Și toată lumea zice, păi de-aia o ducem prost, din cauza președintelui. Eu m-am mai uitat pe niște hârtii și am văzut că președintele nu prea are nicio putere în România. Nu e adevărat. Președintele... Din punctul meu de vedere. Nu. Puteți să dați butelii? Aici e problema. Puteți să-i spuneți noi ca băi, dacă nu termin legea aia cu casele într-o lună, eu nu știu ce-ți fac, măcar așa. Uite, hai să lămurim. Puteți să demiteți un ministru? Hai să lămurim problema. Nu. Acum, vreau să vă spun un lucru. Pe primul ministru îl puteți demite? Nu, direct. Pentru deosebire de președintele Yeltsin, de pildă, de care vorbeați, care poate să demite. Nu vreau să ajungem acum, acolo. Asta pune în mâinile unui singur om atâta putere are și e acum periculos. Acum, să vă spun, să lămurim și acest lucru. Deci președintele în România are multă putere. Dar are putere în niște... Poți să mă duc la loc? Da. Dar are putere în niște domenii foarte bine precizate. Deci președintele are foarte multă putere în ceea ce privește conducerea armatei, ordinei publice, a politicii externe. Deci eu când mi-am făcut programul prezidențial, pe care nimeni n-a vrut să-l citească pentru că nu l-a popularizat, cum ați spus dumneavoastră, opoziția, nimeni, aia cred că n-a citit nimeni. A citit cine a avut programul prezidențial? Nu cred că l-a citit. Acela l-am făcut cu Constituția și eu vă spun că l-am îndeplinit punct cu punct, inclusiv când am spus că o să stau în Pancrate. Păi nu e asta problema. Cum e asta problema? Nu, stați un moment. Deci președintele are multă putere, dar această putere este bine precizată în câteva domenii care sunt esențiale pentru fiecare om. N-are putere de a face ceea ce spuneți dumneavoastră. N-are puterea de... Omul ăsta se gândește când vă... Dumneavoastră a spus, sunt președintele tuturor românilor. Da. Hai să discutăm pe bune acum. 50% din populație n-are un IQ extraordinar. Nu se gândește la ordine mondială, la internațională, la armată, la aia, la... Se gândește la lucruri simple, până la colțul străzii. Să ducă bine copilul, să-i mai iau lui mama niște medicamente de ochi, să pot să plătesc întreținerea și să bag și eu ceva de seară cald. Domnul Călinescu. El așa își reprezintă. Păi, și zice, cine mi-a oferit asta? Ăștia, păi ei. Domnul Călinescu, păi, asta este imaginea din scenetele dumneavoastră. Și asta este, dar eu nu pot să admit, tocmai fiindcă sunt președintele tuturor românilor și 4 ani cât sunt
am constituțional, îi reprezint pe toți, încerc să fiu demn de acest lucru, dar ca să fiu demn de acest lucru, trebuie să cred în tot sufletul că poporul român este demn. Și după părerea mea, chiar este demn. Eu nu pot să accept imaginea unui popor, cum zicea Blandiana, vegetal, a unui popor pentru care nu înseamnă decât mâncarea și eventual iarna puțin căldură. Am mâncare, sunt liniștit, n-am mâncare, dau jos guvernul. Dar o importanță? Pe termen lung, nu. Pentru că sunt lucruri... Ce e mai important? Înseamnă acum... Înseamnă că libertatea nu e importantă? Înseamnă că democrația nu e importantă? După cum spuneți, înseamnă că suveranitatea țării nu e importantă? Înseamnă că unitatea țării nu este importantă? Înseamnă că pacea nu este importantă? Ce se întâmplă? Dar am spus asta la început. Suntem de acord că punctul dumneavoastră cel mai tare este politica externă. Nu, este politica... Siguranța națională. Exact. La ordinea interioară mai avem puțin. Asta mai a promis-o avem, și domnul Iliescu cu violuri, cu crie și e mai greu. Pentru că infractorul chiar nu citește, cred. Nici ce a promis dânsul, nici ce ați promis dumneavoastră. Și aici, la ordinea publică, se mai întâmplă. Asta e adevărul. Spar casa lui Călinescu. Mi-au spart-o, da. Acum, ce se întâmplă? Aceste probleme nu se rezolvă. Cred că vedeți filme americane la ProTV. Sau nu vă uitați la deci, ProTV. Am să vă spun, politica externă, siguranța națională. Asta spune președintele. Păi asta spuneți. Deci eu de-abia aștept să fiu, ce mă deranjează de pe mine, că nu sunt judecat. Dar dumneavoastră chemați pe primul ministru la palat și spuneți, cum te cheamă, dacă nu faci până de seară chestia asta, dumneavoastră ce puteți face, să zicem, în problema de la Brașov? Orice om ar trebui... Când e sindicatul în stradă, ce puteți face dumneavoastră? Uitați ce se întâmplă. Iar revenim la această distribuire de responsabilitate. Pentru că în țara asta nu există numai președinte. În țara asta trebuie să existe un parlament care generează un guvern. Există prefecți, există primari care sunt aleși ei prin vot direct. Există manager de întreprinderi. Ori este și un tupeu 99, ca să spun eu așa, la orice... Ați fost la bal, să înțeleg. Da, probabil. Orice om din România nu admite să discute decât de la președinte în sus. De ce? Pentru că așa a fost el învățat. Așa a fost el învățat și așa este învățat, inclusiv în ceea ce s-a discutat până acum. N-ați fost nicio secundă atunci, dacă tot vă luați toată responsabilitatea pentru neîmplinirile acestor stratificări. Primar, pentru iluziile. Primar, prefect, manager, parlament, guvern și așa mai departe, toată lumea vă critică pentru asta, toată lumea pune responsabilitatea acestora în spatele dumneavoastră, dumneavoastră vă luați responsabilitatea morală, dar sondajele sunt ale... Nimeni nu întreabă. Sunt las de mine pe prefectul Cutare. L-ați alege mâine pe primarul Cutare? Asta e problema. Lucrurile esențiale... Toată lumea dă vina pe dumneavoastră. Până nu vom schimba această mentalitate... Și n-ați fost tentat să schimbați puțin? Să căutați să aduceți mai multă putere în mâna noastră? Nu și nici nu aveam, eu problema mea a fost să folosesc foarte bine și la maximum puterea care o am. Și am folosit-o. Ați văzut, pe atribuțiile mele am folosit. Vecinul din Bielorusia încearcă să mute la 7 ani, să își ia cât mai multe prerogative. Bielorusia nu se ajungă... Vecinul Lucinski a vrut și el să ia cât mai multă putere, Kuchima stă destul de bine, și aici este problema. Preferați să sedimentați democrația până la capăt cu orice risc? În ceea ce privește separația concepția mea de viață este că înainte de a schimba ceva, trebuie să folosești la maximum posibilitățile care ți le oferă acel sistem. Deci sistemul nostru nu și-a epuizat posibilitățile. Dacă analizăm pe 10 ani, prima perioadă până în 96 a fost un progres enorm în ceea ce privește evoluția mentalităților în România pe democrație, pe drepturi, enorm, care s-a făcut venind în societatea civilă. În ceea ce privește a doua parte, e așa că am epuizat posibilitățile acum de schimbare, să spun, pe cale intelectuală. Acum trebuie să se întâmple ceva nou. Și acest ceva nou se poate face pe cale legală. Cel mai important lucru care a trecut neobservat este legea finanțelor locale și legea administrației locale. Pentru că, vedeți, la noi până și totul e deformat. Dacă îl întreb pe un om, dom'le, ce este bugetul?
dacă e sincer, cum a spus dumneavoastră, el va spune, domnule, să se voteze dacă bugetul ăla, ca să ne dea, să ne dea salarii, de ce nu votați, domnule, bugetul, să ne mai dați niște bani aici? Bugetul nu-i ceva prin care ți se dă. Bugetul este o operațiune contabilă, practic, prin care ți se redistribuie ce ți se ia. Da, omul înțelege următorul omul lucru. Trebuie să înțeleagă când banii vine lui... ministrul finanțelor, că a fost, vorbesc de după 96, că a fost domnul Ciumara, că a fost domnul Dăianu, că a fost domnul, că este domnul Remeș, vine și spune, domne, eu mi-aduc aminte la domnul Ciumara, mi-aduc aminte clar, a zis, până în aprilie, era până în ianuarie, scădem fiscalitatea. În aprilie a venit și a zis, domnule, numai că nu putem scădea, dar trebuie să o mărim puțin. Dar până în toamnă scădem. În toamnă zice, mai băgăm niște accize. Pe urmă a venit domnul Deanu, ne-a explicat galant tot felul de lucruri. Domnul Reme zice, hai că din ianuarie încolo mai dăm înapoi TVA-ul și aia. Omul înțelege foarte clar și pe termen scurt. Deci face socoteli. Deci mă împrumut de 1000 de dolari să-mi cum